care anunță o minciună. Petrenco o minciună. Mișin, dacă vă spuneam, de Bulgacov. Știți care e răul principal? Și care seamănă cu Mișin? A? Șaricov. Și tot așa în fiecare zi. Ca să sustragă atenția cetățenilor de la sărăcii, de la mizerie, de la neplata pensiilor mici salarii, de la tortură, de la tot ce a făcut guvernarea comunistă în 8 ani de zile și în mod special pentru a compromite această libertate pe care pledau tinerii în piață, pentru a compromite viitorul lor, pentru să le treacă gustul de libertate.